De ce mai sunt și mai sacru să avem credință vie în Dumnezeu, iarăși, Mărintor? Dumnezeu ne îndeamnă, ne cere mai multe credință, stăruință, să stăruim în cele sfinte. Doar cu credință vie în Dumnezeu ne putem apropia de Dumnezeu. Și trebuie să fim conștienți că așa de rele trece timpul și viața noastră, că poate că unii dintre noi și majoritatea uităm că suntem doar călători pe acest pământ. Și din păcate, toți avem de făcut un popas mai scurt sau mai lung, cum ne binecuvintează Dumnezeu. Pe unii ne binecuvintează Dumnezeu cu ani mulți, frumoși, depinde de trăirea viața care au avut-o. Alții pleacă mai repede la Dumnezeu, de-o fi tânăr sau bătrân, de-o fi slugă sau stăpân, mai amar ca ceasul morții noi. La fiecare dintre noi, în viața noastră, ne temem de moarte cu toții. Cu siguranță fiecare. Mai bine n-am auzit că trebuie să murim odată. Sau chiar și uităm, văzând pe cel răposat în viața noastră, conducându-l la cimitir, noi imediat luăm altă vorbă, alt gând, ca nu cumva să gândim că și noi, și pe noi ne va petrece altul. Tot acolo. Tot acolo. Și, sper, Doamne, să plecăm așa cum am avut viața noastră. Cum am avut viața noastră spirituală, duhovnicească, așa ne va fi și sfârșitul nostru. Nu știu câți dintre frățile voastre și noi ne rugăm lui Dumnezeu zi noapte pentru un sfârșit creștinesc. Care mamă și tată n-ar fi mâhnit tot restul vieții dacă ar avea un fiu sau o fiică bolnavă? Că auzim de multe ori de mame, părinți, dacă le moare un fiu sau mai bine, Doamne, ia-mă pe mine, e ce l-ai luat pe el. Dar dacă ne-am smerit în viața noastră și am vedea în trecutul nostru până astăzi cât am fost în slujba lui Dumnezeu, de mult, sau cât de mult am fost în slujba celui rău. Cui am slujit mai mult? Averii, lăcomiei, desfrâului și toate celelalte care trebuie să recunoaștem că avem păcate îngrămânite. Cât ne sipă mare și frunză în codru. Dar vedeți că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este iubire. Și apoi, dacă cu recunoștință venim către Domnul Dumnezeu, implorând mila lui Dumnezeu, cu smerenie, căință și lacrimi, Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Câți dintre noi ne dorim astăzi să dăm din fărmiturile de la masa noastră? Când Hristos, Dumnezeu ne veghează și ne cercetează prin chipul unui sărac, a unei văduve, a unui orfan, a unui sărman. Dăm doar ce nu ne trebuie nouă, ce nu ne place nouă. Cât trăim pe fața pământului și vă rog în numele lui Dumnezeu și a Maicii lui Dumnezeu, dacă vreți să faci o faptă bună, atenție mare. Nu dați ce mai rău din casa voastră. Cei mai rupt, cei mai murdar și aia ce nu vă trebuiește dumneavoastră și care o aruncați poate afară undeva la fontaină, la un colț de gunoi. Să știți că veți da și vom da răspuns de acea hăinuță veche murdară că i-am dat-o lui Hristos. Poate l-am îmbrăcat pe pruncul Hristos. Avem pildă vie din viața Sfintei Preacuvioase, mult milostive Parascheva, care lua hăinuța ei cea mai scumpă și o îmbrăca pe cea mai sărăcăcioasă, precum avem atâtea pildii din viața Sfintei Parascheva, și o îmbrăca ea pe cea sărăcăcioasă. Și tot timpul avea acest cuvânt, că n-a făcut nimic,
prea puțină milostenie. Ori noi ajungem în vârstă oarecare și ne gândim în viața noastră dacă noi ne-am îndurat să îmbrăcăm pe cel gol, să cercetăm pe cel bolnav, să hrănim pe cei flămânzi, să-i primim în casa noastră pe cei sărmani. Sau când am făcut o pomană, i-am chemat pe cei mai săraci, și-am chemat pe cei care arată mai bine, mai gospodari, cum spunem noi, mai de frunte, ca să ne mândrim că am chemat cu tare, cu tare, că ne va chema și la rândul Lui. Și uite așa prigonim pe Hristos Dumnezeu, din casa noastră, din viața noastră, din familia noastră, că foarte des arată în chip minunat în chipul unui om sărman. Ei bine, nu toți cei care întind mâna, aș putea spune că merită mânuțul acela din sudoarea dumneavoastră. Dar, dacă este poruncă dată de Dumnezeu, să fim milostivi și trei sferturi din puținul pe care vă binecuvintează Dumnezeu să-l aveți pentru familie, să-i gândim că pentru celălalt sfert vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu, dacă tot pentru noi l-am făcut și nu pentru Hristos Dumnezeu. Orice am avea pe fața Pământului, orice boală, cum ne rugăm noi pentru toți bolnavii care nu au leac și tămăduire, Doamne, tămăduiește boala, suferința, neputința a celor care nu au leac și tămăduire. Haideți, vă rog, să facem de fiecare dată când avem o încercare și o boală ca dreptul Iov. Însăși satana a cerut lui Dumnezeu să se atingă de Sfântul dreptul Iov, de el, de trupul lui, dar nu de sufletul lui. Și în credința vie în Dumnezeu, nu s-a desnădăjit. Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu mi-a luat, Dumnezeu ne-a prea binecuvântat. Să știți că o spun și am spus-o deseori. Este boală care nu știu dacă mai scapă cineva din ea, noi crezând, suntem mai puțin credincioși. Dar tot Dumnezeu drăguțul, dacă suntem rugători și venim cu lacrimi, umilință, cu post, rugăciune, cu mânuța lui sacră sfântă ne ia boala și suferința, Măicuța Domnului, dacă o chemăm să mijlocească pentru noi. Câți bolnavi n-au fost în ceasul morții, care n-au fost povenit toată viața, neîmpărtășiți, și prin credincioși adevărați care a lucrat Dumnezeu, a adus preotul, i-a spovedit, i-a făcut slujba Sfânta, taina Sfântului Maslu, i-a împărtășit și după 30-20 de ani de zăcare s-au ridicat în picioare la o viață nouă, la lumină. Ce nu este cu putință la om, la Dumnezeu există. Am încredere în bunătatea lui Dumnezeu și Măicuța Domnului, care o iubim mult, care zi noapte în genunchi se roagă către Fiul Său pentru noi păcătoși, să ne dea răgați de pocăință, și noi ne rugăm să ne ajungă anii să-i putem și mulțumi lui Dumnezeu și să-i implorăm iertarea și cu tot ce am făcut rău la Dumnezeu. Bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră.